În perioada 28-29 octombrie, Asociația Culturală ARPRO, în colaborare cu Institutul Cultural Român din București și Academia di Romania din Roma, au organizat prima ediție a festivalului Sacred Roots Fest, un eveniment care a reunit mai multe coruri din Europa pentru a cultiva pasiunea pentru muzica sacră. Proiectul este finanțat de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni și se desfășoară sub patronajul Ambasadei României în Italia și al Ambasadei României pe lângă Sfântul Scaun. Îi cunoaștem mai bine pe românii care au avut această frumoasă inițiativă din reportajul realizat de Marius Avădani. Sacred Roots Fest este prima creație a Asociației ARPRO din care fac parte. Este prima ediție a festivalului acum. Pregătirile au fost destul de complexe, fiind la început, dar din fericire avem sprijinul instituțiilor românești de aici și colaborări foarte importante. Românii în Italia transmit ceea ce este specific lor în diverse forme, însă într-o singură limbă, în limba română. Deci această unitate de limbă este ceea ce ne unește în Italia și faptul că ne exprimăm fiecare felul, o facem pentru că noi cred că suntem un fel de misionari aici, culturali. Și avem aceeași misiune. Iată deci conceptul de unitate în diversitate. Sunt dirijor de foarte puțin timp în corul Chirescu. Am cântat la partida de tenori de aproape 20 de ani. Pentru mine este o situație inedită și mă simt foarte mândru să reprezint corul Chirescu și că am fost ales de către membrii acestuia. Grupuri de penticostali, ortodoxi, catolici s-au unit și au studiat împreună o melodie în limba latină. Am studiat melodia Ave Maria de Arcadelt și cred că a fost un moment emoționant. Ne-am propus să studiem un psalm și atunci am ales Miluiește-mă Dumnezeule și neapărat vreau să studiem și o rugăciune și am ales Tatăl nostru de Alexandrescu.
nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se La festivalul coral de la Centrul Religios Oratorii del Caravita din Roma au participat grupul coral al Asociației ARPRO, Arpeggio Eroa, corurile Episcopiei Ortodoxe Române din Italia, corurile Comunității Poloneze și al Comunității Penticostale Române din Italia, Ioan de Chirescu, corul istoric din Cernavodă și Scola Cantorum din Roma. Grupul vocal Arpeggio Eroa ia ființă în urmă cu aproape 3 ani din colaborarea a două grupuri, Arpeggio și Roa, care se întâlnesc întâmplător pe scena unui teatru din provincie și rămân să lucreze împreună, formând grupul Arpeggio Eroa, care a debutat acum 2 ani și jumătate la Academia din România. Suntem 6, fiecare dintre noi are un serviciu, o familie și locuiește în localități diferite. Nu este așa de simplu să te întâlnești după o zi de muncă și să aduci cu tine partiturile, să începi să studiezi la 8 seara. Pentru ce? De plăcere. Aici, fiind și afară, dificultățile sunt destule. Dar noi trecem peste asta pentru că pasiunea pe care numai coriștii o înțeleg ne duce înainte. Aici suntem într-o continuă alergătură, avem o viață mult mai agitată și mult mai complexă. Chiar visez să mă întorc acasă, în comuna mea natală, din județul Galați, și să trăiesc o viață liniștită în mijlocul naturii.
Panteonul din Roma nu i-a lăsat indiferenți pe membrii corurilor Arpegio Eroa și Ioan de Chirescu, care, în trecere fiind, au improvizat un flash mob, interpretând împreună Doruleț, Dorulețule, binecunoscuta melodie de esență populară. Doruleț, Dorulețule, 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 Doruleț,